Bună seara, domnilor și domnilor! Sunt Radu Preda și vă invit să urmăriți dezbaterile Metropolei. Pe cât de tare s-au grăbit liderii PSD și PNL să comaseze alegerile europarlamentare cu cele locale, pe atât de puțin se zoresc să stabilească și să anunțe candidații proprii în punctele cheie. E cam bancul acela despre culmea tupeului în care o persoană este împinsă pe scări și apoi cel care a împins-o întreabă de ce se grăbește, doar că în bancul nostru desprins de realitate, persoana care a căzut pe scări nu a fost împinsă de nimeni, ci s-a împiedicat singură. A mai trecut o zi în care toată presa a fost ținută pe jar în așteptarea anunțului privind persoana desemnată să scoată Bucureștiul de sub zodia lui Nicușor Dan, iar la final am aflat că suspansul se mai prelungește cu cel puțin încă o zi. Desigur, pe surse a apărut o variantă dată drept sigură, dar practica ultimelor săptămâni ne arată că nimic nu e ce pare până când nu se face anunțul oficial. Iar fiecare zi de întârziere și deci de ezitare nu face decât să-i sporească șansele actualului primar general, căruia nici în visele sale cele mai frumoase nu i s-ar fi arătat că adversarii vor lucra cu abnegație în folosul lui. Vom discuta despre celebra ședință a coaliției de la care au lipsit însă liderii organizațiilor din București ale PNL și PSD, dar pentru început să urmărim și celelalte titluri ale zilei. Biroul Electoral Central a respins ieri protocolul de constituire a Alianței Electorale Dreapta Unită, formată din USR, PMP, Forța Dreptei, deoarece la registrul partidelor politice figurează în calitate de președinte al PMP Cristian Diaconescu, acesta fiind în drept să reprezinte partidul Mișcarea Populară, nu Eugen Tomac, cel care a semnat în calitate de președinte PMP protocolul. Liderii Alianței au făcut astăzi contestație la Înalta Curte de Casație și Justiție. În 24 de ore, judecătorii trebuie să dea verdictul. USR a mai trecut printr-o situație similară în 2019. Premierul Marcel Ciolacu a declarat referitor la interdicția liderului AUR George Simion de a intra în Republica Moldova și Ucraina că a primit documentele secrete care au stat la baza deciziilor luate de cele două țări și că sunt decizii întemeiate. În replică, George Simion susține că premierul României a ajuns într-o pană de idei și este disperat că va pierde în fața AUR. În România, la Mihail Cogălnicianu, se construiește cea mai mare bază NATO din Europa. Proiectul include piste, platforme pentru armament, hangare pentru avioanele militare, dar și școli, grădinițe, magazine și chiar un spital. Noua bază va adăposti pe lângă cei 10.000 de militari NATO și familiile acestora. Costurile de modernizare depășesc 2,5 miliarde de euro. Vladimir Putin și-a consolidat controlul asupra Rusiei după ce a câștigat cel de-al cincilea mandat de președinte. Putin a obținut cel mai mare scor din istoria Rusiei post-sovietice și și-a asigurat încă 6 ani în fruntea Rusiei, pe care o conduce de la sfârșitul lui 1999. Președintele german Frank-Walter Steinmeier a declarat că nu îl va felicita pe președintele rus Vladimir Putin pentru realegere. La rândul său, secretarul britanic al apărării Grant Shapps l-a acuzat pe Vladimir Putin că se comportă ca un Stalin modern, în timp ce ministrul de externe din Marea Britanie, David Cameron, a declarat că alegerile nu au fost libere și corecte. USR a depus astăzi la Camera Deputaților moțiunea simplă intitulată Odele pentru Ceaușescu nu salvează agricultura românească, împotriva ministrului Agriculturii Florin Barbu. Săptămâna trecută, mai mulți lideri politici, atât de la putere cât și din opoziție, i-au cerut prim-ministrului Marcel Ciolacu să-l demită pe Florin Barbu în urma declarațiilor sale în care îl cita cu admirație pe fostul dictator Nicolae Ceaușescu. Organizația patronală Concordia, care reunește organizații din 16 sectoare economice, a criticat comportamentul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor față de companiile controlate. Concordia, condusă de Dan Șucu, a reclamat faptul că ANPC, condusă de Horia Constantinescu, defăimează companiile private și se substituie uneori altor organe de control cu atribuții clar definite și verifică lucruri unde nu are competențele necesare. Suntem în direct la dezbaterile Metropolei și mă grăbesc să vă prezint invitații în această seară. Domnul Daniel Fenechiu, liderul senatorilor Partidului Național Liberal, bună seara și bun venit! Bună seara!
Domnul Lucian Lungoci, deputat din partea Partidului Social-Democrat și vicelider al grupului deputaților social-democrați din cameră, și analistul politic Radu Herjeu. Bună seara și bun venit! Vă propun pentru început, așa de încălzire, un subiect pe care să-l epuizăm foarte repede, pentru că nu merită foarte multă atenție. Dacă odinioară, când un președinte sau un alt demnitar era ales într-o funcție, urmau a doua zi mesajele de felicitare. Ieri domnul Putin a obținut o victorie zdrobitoare în alegerile în care a fost reconfirmat pentru a șaselea mandat, dar se întâmplă un fenomen invers. Liderii europeni, cel puțin, se întrec în a nu-l felicita pentru victorie. Și am să vă rog să comentăm așa, pe scurt, care e pentru noi semnificația acestui rezultat. O normalitate și o evidență, faptul că, după cum bine știm, domnul Putin este condamnat de un tribunal internațional pentru crime de război în urma conflictului din Ucraina, agresiunii asupra statului ucrainean, și este normal să nu fie felicitat pentru victoria, în ghilimele, covârșitoare la alegerile din Federația Rusă. Nu aș vrea să o contrazic, nu e condamnat. Este doar urmărit penal. Bine, urmărit penal. Da, nu s-a judecat. Cu mandat de arestare. Condamnarea încă nu există. Bun, acum toate națiunile civilizate au condamnat invazia Ucrainei de către Putin. O invazie care a început în 2014, când toate statele europene, inclusiv Statele Unite, au stat într-o pasivitate și l-au făcut pe Putin să creadă că poate merge mai departe așa. Bine, nimeni nu și-a închipuit că Putin va continua și va încerca să cucerească Kievul. Ori în contextul în care Rusia a fost izolată internațional, în contextul în care Rusia este un stat agresor, iar această agresiune e legată de Putin, în contextul în care, de dată foarte recentă, a fost asasinat Navalny, principalul oponent, în contextul în care în aceste alegeri au fost, oricum vrei să le spui, dar nu și libere. Și eu vreau să vă spun că am fost ca membru al Parlamentului României și al delegației României. Încerc, avem probleme cu sunetul și nu se aude. O să luăm un minut de publicitate să remediem și revenim după aceea. În direct. Domnule Fenechiu, vă rog să reluați de unde... Sigur că da. Deci, Vladimir Putin este practic șeful, conducătorul unui stat care este un stat care este catalogat, considerat un stat agresor de tot ceea ce înseamnă state civilizate din Europa și din lume. Să nu uităm că Vladimir Putin a cotropit Crimea, Vladimir Putin practic a inițiat acest război prin care a cotropit Ucraina, a încercat el să cucerească Kievul, să schimbe regimul sub diverse pretexte. Să nu uităm că Vladimir Putin este urmărit internațional și are mandat de arestare de la Tribunalul Internațional Penal care se ocupă cu criminalii de război. Și totodată să nu uităm faptul că îl are pe conștiință pe Navalny, pe care, mă rog, oamenii lui l-au asasinat acum puțină vreme. A generat asta niște... fiind cel mai proaspăt, că așa are, da, mult mai mult cu siguranță. Pe conștiință. Să nu uităm că, din punctul ăsta de vedere, am avut niște alegeri despre care putem spune orice, doar că sunt libere, nu. Și vă spun treaba asta datorită faptului că eu sunt și observator al OSCE-ului și în urmă cu 6 ani de zile, când Putin a fost reales, cât ca 5 ore, ca să zic, 6 ore, am fost acolo și a fost o fază foarte interesantă, că la ora 9 s-au închis urnele și la ora 9 Putin a apărut pe o scenă. Eram cazat chiar vis-a-vis de Kremlin la un hotel. Eu nu eram în momentul ăla acolo, dar ajungând la hotel după vreo 2 ore, cât se circulă greu și în Moscova, am văzut sondajele de opinie și astea spuneau că Putin a câștigat cu 82, nu știu cât la sută, iar Putin, urcând la ora 9:00 pe scenă, a dat exact procentul care a fost a doua zi comunicat de către biroul... Deci exit poll-ul, chiar numărătoare. Nu exit poll-ul, numărătoare. Și ce mi-a plăcut foarte mult în Rusia era că în momentul ăla se vota, deci pe buletinul de vot erau, nu știu, 12 persoane, Putin mi se pare că era poziția 5 sau 6, dar buletinul de vot trebuia pus deschis, n-aveai voie să-l împăturești. Erau camere în cele 4 colțuri ale, iar camerele la vedere ale camerei, eu cred că i-au putut să facă numărătoare online. Adică cum se depunea un buletin de vot, cred că puteau să-l numere. Bun, las la o parte faptul că în secțiile lor de vot, la acele alegeri pe care OSCE-ul le-a considerat a fi alegeri libere,
erau standuri la care se vindeau de la găleți și produse de plastic până la produse ieftine. Asta era pentru a stimula prezența rușilor la vot. Și vă dați seama că toți care vreau să cumpere... Bun, acum... Era o chestie care în România întâlneai până anii 90, varianta aia cu gălețile, cu da. Așa, dar erau la prețuri foarte mici și în toate secțiile de vot erau aceste produse la prețuri foarte mici. În fiecare secție de vot ne invitau pe cei care erau observatori să ne servească cu caviar, cu diverse lucruri. Evident, noi aveam în job description să... Săracului acolo, bun, dar noi aveam varianta să refuzăm, pentru că eram instruit în sensul ăsta și erau foarte supărați, domnule, dar de ce? Că alegerile sunt corecte. O să vedeți și voi treaba respectivă. Deci una peste alta, nu există motiv să-l feliciți pe Putin. Putin este un criminal, din păcate. Un criminal care este în fruntea unui stat mare, unui stat care joacă un rol important, din păcate, în momentul ăsta, printr-o agresiune împotriva Ucrainei, împotriva lumii civilizate. Și lumea se întreabă dacă nu cumva acest tip de agresiune, dacă toate statele libere nu vor sta în spatele Ucrainei, această agresiune va continua. Ne gândim la Georgia, dacă cumva ajunge la zona Odessa, Georgia, Moldova... sunt periclitate, iar totodată vedeți în tot ce înseamnă în momentul de față media europeană și spațiul public european că se tot discută despre riscul ca și anumite state membre NATO, cum ar fi țările baltice, bunoară, România sau alt stat de pe flancul estic, să poată fi în pericol în fața unei agresiuni ruse. Eu nu cred, dar nici nu pot ignora-o. Radu Hergeu, crezi că este o discrepanță majoră între voința populară din Rusia și rezultatul consemnat la scrutin? Nu. Nu, chiar nu cred. Ba mai mult spuneam înainte să intrăm. Eu cred că diferența între... Dacă presupunem că acesta nu este rezultatul real, sau la fiecare alegeri din cele trecute, cel prezentat n-a fost cel real, a fost ajustat. Eu cred că diferența între cel real de azi și cel anunțat este mai mică decât în trecut. Pe plan intern, eu cred că pe Putin l-a ajutat războiul. Nici de cum nu l-a defavorizat. Și eu cred că pentru el nu cred că plânge foarte tare că nu l-a felicitat Iohannis sau Scholz sau Macron. Dar de ce zici că l-a ajutat războiul pe plan intern? Că totuși sunt familiile care au fost atâtea victime și din partea lor. Nu cred că oamenii sunt foarte bucuroși. Nu sunt foarte bucuroși, dar sunt familii în America ai căror copii au murit nici măcar apărându-și, mă rog, cei de aceeași etnie. Au murit până în Vietnam sau până în Afganistan. Și totuși familiile respective consideră că sunt niște eroi pentru patrie. Deci nu știu de ce în Rusia ar fi cu totul altfel. Dimpotrivă, acolo mentalitatea este mult mai tributară perioadei în care Rusia era imperiu și pentru ei pretextul oficial dat de Putin și anume ne ducem să apărăm teritoriile sau să luăm înapoi teritoriile locuite de ruși pentru că altfel vor fi la mâna ucrainienilor care o să-i omoare este un pretext suficient de bun pentru a considera războiul legitim. Și eu cred că pentru Putin aceste alegeri sau rezultatul anunțat nu e pentru Occident. Adică n-a vrut să laude. Ia uite, pe mine mă iubesc rușii. Rezultatul anunțat a fost pentru rușii. Să stea liniștiți că liderul lor este, ceea ce face liderul lor este considerat bun de către marea majoritate a populației. Bun. Haideți să lăsăm acum pe Putin și să venim la oile noastre. Din păcate spun asta, pentru că a fost încă o zi de suspans, subiectul alegerilor și mai bine al candidaților Alianței PNL-PSD pentru București este încă unul de actualitate, încă nu știm oficial absolut nimic. Și am să încep prin înainte să dezbatem ce s-a aflat pe surse, am să rog pe cei doi invitați aici prezenți să ne spună, din punct de vedere oficial, dacă urmarea ședinței de azi, s-a stabilit ceva sau toate lucrurile au rămas în suspans pentru că înțeleg că mâine va fi o nouă ședință. Din ce știți dumneavoastră, domnule Lungoci, cum stau lucrurile? Este foarte important de subliniat faptul că în urma ședinței de astăzi avem o decizie clară în ceea ce privește candidatul comun la funcția de primar general al capitalei. Deci asta e clar. Asta știm clar. Okay. Ceea ce știam de la ședința de săptămâna trecută, să nu greșesc, cea de vineri,
că la sectoare se stabilise încă de atunci, la fel vom avea cele două partide, PSD și PNL, candidați comuni. Este normal ca mâine, cel puțin la PSD, nu știu dacă și la PNL, să avem și o discuție în cadrul Organizației București și un vot pe tema aceasta în cadrul Organizației PSD București. Da, da, știți că Organizația PSD București a dat un vot în această chestiune. Tocmai de aceea, mâine, președinte, de data aceasta în calitate de președinte al Partidului Social Democrat, domnul Marcel Ciolacu, va avea o discuție în fața cu Organizația PSD București pe această decizie luată în seara aceasta în coaliție. Și dacă prin absurd, să ne imaginăm, Organizația de București nu dă un vot favorabil candidatului comun și numelui propus de... Eu nu vreau să fac astfel de speculații, pentru că atunci orice organizație din țară s-ar fi opus și ar fi dat un vot negativ sau ar fi fost contra, să ne întoarcem în timp așa, coaliției cu PNL, intrării la guvernare. Pentru că și atunci au fost discuții. Am ales să intrăm în această coaliție cu Partidul Național Liberal pentru a asigura o stabilitate. Cuvântul de ordine este stabilitate. La fel de bine puteam, nu la fel de bine, mult mai bine cred că am fi stat în opoziție și astăzi fluturam cu 50-60%. Nu trebuie să mă convingeți pe mine, nu, să știți. Păi da, nu, îi conving pe cei care ne urmăresc, pentru că era și calea ușoară să stăm în opoziție, să fructificăm orice greșeală, orice eroare și astăzi vă garantez, eram undeva la 50%. De aceea nici nu iau în calcul ca mâine să existe o decizie sau o opoziție din partea Organizației București, cu atât mai mult din partea, și vreau să elimin speculațiile că ar exista posibilitatea ca doamna Firea să candideze independent. Eu, din câte o cunosc, este o persoană care a construit și a muncit în echipă, în echipa PSD, de foarte mult timp. Este o persoană care a pus umărul și a contribuit decisiv la ceea ce înseamnă PSD București într-o echipă și nu va merge pe linia aceasta de a candida independent, implicit un nu mâine în ședința din... Asta e o informație sau o presupunere? Nu, este presupunerea mea din câte o cunosc pe doamna Gabriela Firea. Am înțeles. Domnule Fenechiu, la noastră ce s-a aflat? Da, și eu confirm, s-a stabilit candidatul comun, a fost vehiculat doctorul Cârstoiu, nu s-a făcut un anunț oficial. Înțeleg că trebuie să fie validat de organizațiile celor două partide. Așa scrie pe surse. Bun, ok. Statutar așa. S-a mai stabilit ca cele trei sectoare care au primari, PNL și PSD, să-și mențină candidații. Ambele partide susțin... Sigur, în celelalte trei să se meargă cu candidați comuni, liste comune la Consiliul General și la consiliile locale. Înțeleg că s-au mai făcut și niște discuții pentru niște colaborări în teritoriu. Înțeleg că s-ar fi discutat situația Timișului. Și altele care încă nu au fost închise, înțeleg că se vor închide mâine. Una peste alta, vă dați seama că situația este inedită, are ineditul specific, nimeni nu poate să-l nege. Cu siguranță nu este... Nu să v-ați grăbit cu comasarea și practic devansarea alegerilor locale. Haideți să vă spun un lucru. Aici e foarte multă, foarte multă proză științifică fantastică pe povestea asta. O să vă spun un lucru și mi-asum cu listă în jurul tău. Partidul Național Liberal nu și-a dorit nicio clipă comasarea, n-a propus nicio clipă comasarea localelor cu, europarlamentarele. Discuția care a fost de comasare legilor locale cu prezidențialele în septembrie, pe propunerea localelor. De acolo s-a pornit discuția. Cum s-a ajuns aici, nu pot să vă spun, că am participat doar la vreo două ședințe ale coaliției, la niciuna din cele în care am fost eu, nu s-a ajuns la această chestiune. Până la urmă, nu contează mai puțin cine a avut ideea, s-a agreat, s-a bătut în cuie. Avem o ordonanță care stabilește aceste lucruri, e mai puțin important în momentul da, de față. Dar s-a aruncat foarte mult că noi. Nu, eu vă spun că... Nu, spus, mă refer la ambele partide. Bun, nu, deci acum... Acum sunteți împreună, vreți, nu vreți? Haideți să vă spun un lucru. Eu cred că această soluție are destul de mulți susținători și sunt convins că are și critici în ambele partide. Este și motivul pentru care nici noi n-am putut să susținem candidatul, nici PSD-ul n-a putut să susțină candidatul. Eu și astăzi cred, ca părere,
că din perspectivă strict electorală, pe sumă de voturi, cred că rezultatele însumate ale unor candidaturi separate, da, ar fi putut să dea mai bine decât varianta listelor comune. Cei care sunt de altă părere merg pe argumentul că în momentul în care vorbești de stabilitate și de garanții de stabilitate, există perspectiva ca foarte mulți români care s-au săturat de scandal și care și-ar dori 4 ani de liniște, să spună, bine, mă, dacă ăștia asta vor, hai să le dăm votul ca să avem 4 ani de liniște și să facă ce au spus că fac, să nu mai fie că se schimbă guverne, că nu sunt X cu Y și că pleacă și că fac cu 10 și mai departe. Da? Pentru că, acum, dacă discutăm de București, în București nivelul de percepere a realității este mai ridicat decât în țară, fără îndoială, și eu cred că mare parte din bucureșteni, lăsând la o parte culoarea politică, lăsând la o parte opțiunile, realizează că viitorul mandat va fi un mandat care nu va fi deloc ușor pentru orice parlamentar României. Va fi un mandat în care vor trebui luate măsuri, în care este obligatoriu să faci reformă, te obligă și PNRR-ul, te obligă situația bugetară a României, te obligă și lipsa altor soluții, pentru că nu o să poți să te împrumuți la infinit. În momentul de față ai ajuns la o datorie publică care este jumătate, aproape jumătate din PIB-ul României și trebuie să vii să faci ceva în zona respectivă. Da? Și atunci toți românii care gândesc la viitorul lor, la viitorul copiilor lor, la viitorul României, da? Au de ales între a vota o formulă care prezintă elemente de stabilitate și e formată din oameni care de principiu au demonstrat că știu ce este de făcut, da? Sau să se arunce într-o aventură, să voteze partide care sunt populiste, eurosceptice, suveraniste, care să pregriteze relația cu Uniunea Europeană, să pregriteze atragerea de fonduri în România și în ultimă instanță să pregriteze până și lucrurile care merg. Pentru că asta este realitatea. Vedeți, dumneavoastră, eu am un mare avantaj în toată discuția respectivă. Eu am intrat în politică pe lista unui partid care era, mă rog, catalogat în zona aurului, deși era foarte departe de aur. PPDD, era, da? Populist, PPDD, da. Nu, era un partid populist. Da. Acolo atunci am fost câțiva care am și rămas în politică, care și la vremea respectivă am fost destul de ponderați. Adică care știam ce se poate și ce nu se poate face, da? Ei, vedeți, dumneavoastră, eu la aur și nu știu dacă domnul Lungoci vede, eu la aur nu prea am văzut persoane care să pondereze o discuție când o ia pe arătură, care să vină cu o soluție reală sau care să poată să fie parteneri onești într-o discuție pe o problemă de interes pentru România. Că e o problemă de politică externă. Trebuie să ne oprim un pic la publicitate, vă promit că revenim. 2 minute de publicitate. La dezbaterile Metropole, alături de senatorul PNL Daniel Fenechiu, de deputatul PSD Lucian Lungoci și de analistul politic Radu Herjiu, iar acum suntem în legătură telefonică directă cu domnul Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populară. Bună seara, domnule președinte! Ne auzim? Bună seara, domnule președinte, ne auziți? Bună seara, vă aud, da. Bună seara, spuneți-ne, vă rog, de ce astăzi partidul nostru sau reprezentanții noastre au solicitat amânarea cu o zi a cauzei a contestației la Înalta Curte privind decizia Biroului Electoral Central în legătură cu protocolul de constituire al Alianței? Pentru că nu era dosarul complet și am solicitat să fie completat cu documentele care, din punctul nostru de vedere, erau necesare. Dar sunt chestiuni pe care nu vreau să intru în detalii, pentru că este o acțiune în plină desfășurare și evident că mâine sunt încrezător că lucrurile vor fi clarificate în sensul evident al respectării legii și a clarificării tuturor aspectelor pe care unele instituții le-au ridicat în procesul de înregistrare al Alianței de Apta Unită. Da, pentru noastră a fost o surpriză decizia Biroului Electoral Central? Dacă mă uit la practica de până acum și dacă privim lucrurile strict din perspectiva funcționării partidelor politice, evident că o considerăm un abuz.
pentru că Biroul Electoral Central sau orice altă instituție nu poate bloca funcționarea unei instituții în sine, plecând de la un principiu pe care îl evocă și încearcă să-l argumenteze destul de forțat. O dispută între două persoane, de exemplu, nu poate suplini obiectul de activitate al unui partid. Această notă către Biroul Electoral Central putea fi semnată de către orice membru din conducerea națională, pentru că aici era desemnarea unei persoane care reprezintă partidul. Nu trebuia privită strict în sensul evocat de cei care au depus contestația, dar s-a întâmplat acest lucru. El nu s-a întâmplat atunci când Ciolacu nu era, de exemplu, în registrul partidelor politice în 2020. La alegerile europarlamentare, în registru figura Viorica Dăncilă. Și în situația asta au fost foarte multe partide, dar pentru că PMP-ul a devenit o țintă pentru instituțiile statului și suntem hărțuiți de aproape 2 ani de zile, a trebuit să trecem și prin această încercare nefericită din punctul nostru de vedere, pentru că nu suntem în prima ecuație de hărțuire. În această cheie o privim, pentru că, repet, un partid nu poate fi privat de dreptul de a își exercita rolul pe care îl are datorită voturilor pe care le primește, dar actuala putere și-a permis să dea o ordonanță de urgență prin care a scos PMP-ul din secțiile de vot, deși pe 9 iunie sunt alegeri europarlamentare, nu locale. Localele au fost comasate cu alegerile europarlamentare. Și noi, ca partid europarlamentar, nu avem dreptul să primim același statut ca și partidele care au fost privilegiate printr-o ordonanță dată cu dedicație. Noi, în schimb, am fost scoși în mod abuziv din secție. Sunt niște realități care pot fi probate de aceste fapte care s-au întâmplat, dar în România politică lucrurile au și asemenea evoluții și trebuie să le ducem cu demnitate și să ne apărăm punctul de vedere până la capăt. Domnule președinte, mergând strict pe logica noastră, dacă sunt anumite instituții care și-au propus și pot să facă asta, să pună bețe în roate PMP-ului, vă întreb dacă în cazul unei decizii de asemenea potrivnice la înalta curte, aveți un plan de rezervă, astfel încât să puteți totuși participa la aceste alegeri, în formula anunțată. Haideți să așteptăm să vedem ce decizie va da înalta curte și după vom explica cum stau lucrurile. Eu sunt încrezător, sublez încă o dată. Refuz să cred că în România anului 2024 ne putem trezi ca în situații pe care românii le-au mai trăit în anumite perioade, cum a fost, de exemplu, în 1945, când pur și simplu partidele istorice nu mai puteau candida. Refuz să cred că în vremurile noastre, cu derapaje majore în ceea ce privește înțelegerea și aplicarea democrației, se poate întâmpla așa ceva. Dar după decizia de mâine, evident că vom avea și un punct de vedere cu privire la ce are de făcut PMP-ul mai departe. Eu n-am crezut că un partid care n-a intrat în Parlament, sau mai bine spus, a fost scos din Parlament, pentru că și în 2020 ne-au lipsit aproape 1000 de voturi, după ce am obținut în jur de 300.000 de voturi și am avut peste 1050 de contestații. Niciuna n-a fost acceptată în condițiile în care erau reclamații destul de evidente. Mai mult decât atât, atunci toți judecătorii din Biroul Electoral Central au votat pentru renumărarea buletinilor de vot reclamate. Dar sunt niște realități care s-au întâmplat. Asta este viața politică. Vom
încerca să fim mult mai prudenți pe viitor. O ultimă întrebare, domnule președinte. Nu am auzit sau n-am văzut vreo declarație a noastră în acest sens, dar domnul Drulă, președintele USR, a avut o declarație explicită prin care l-a acuzat pe premierul Ciolacu și, mă rog, PSD-ul în general pentru această situație, sugerând, acreditând ideea că PSD ar fi putut influența decizia membrilor biroului electoral central, care sunt niște judecători de la înalta curte. Poate PSD în ziua de azi să facă acest lucru? După părerea reclamațiile le-a făcut reprezentantul PSD în biroul electoral central și le-a susținut într-un mod furibund președintele autorității electorale permanente, care evident prin comportament și ton a dat un anumit semnal. E o realitate pe care am constatat-o și evident că nu ne surprinde. AIEP-ul ne-a tăiat și subvenția primită legal de la bugetul de stat, tot printr-o interpretare forțată a legii. Dar aceeași interpretare, aceleași legi. Adică e aceeași problemă și acolo și aici. Nu, în baza unei reclamații. E o altă chestiune, dar eu sunt îngrezător că lucrurile se vor așeza și așteptăm cu interes decizia pe care o va da în alta curte de casație și justiție. Bine, domnule președinte, vă mulțumim foarte mult pentru intervenția la dezbaterile metropolei. Domnule Penic, eu mă adresez dumneavoastră că sunteți specialist în chestiunile astea juridice. Există un temei, ce spune domnul Tomac, că e un abuz ce se face? Nu. Regula normală este ca orice reprezentare a unui partid să fie făcută de către persoana care, potrivit statutului, are atributul reprezentării, care e președintele. În toate statuturile partidului scrie președintele reprezintă partidul în raporturile cu terții. Da? Și la PMP, și la PNL, și la PSD. Și o alianță națională. Ca să faci o alianță, ca să vii într-o alianță, da, actul respectiv trebuie semnat de omul care reprezintă partidul. În speță de președintele partidului. Sau de cineva în numele lui, adică semnează cu bară. Cu bară, dacă are pentru un mandat expres. Păi da, tot un pentru președintele expres partidului. Acum, la PMP există o problemă legată de un congres care, mă rog, a fost contestat. E o problemă între două persoane. E, da. Acele persoane sunt președinței partidului. Între două persoane, mai multe persoane contează mai puțin. Acum, în momentul în care tu ești un om experimentat, precum Eugen Tomac, care ai niște mandate parlamentare, un mandat europarlamentar, problema asta o rezolvi, nu stai la hazard. Mai ales că ai primit semnale. Aia poți să tăia banii spunând, domnule, de conturile voastre, cheltuirea banului, nu o face persoana, nu se face spunerea persoanei care, potrivit statutului, e șeful partidului, da? Asta spunea Epo, acoperim că iau tăia bani. Cum putea să o rezolve? Că înțeleg că e în instanță. Putea chestiune să se înțeleagă că politic se fac înțelegeri, nu se pune problema. Doi, dacă nu. Acum, nu pot să mă apuc să-i dau sfaturi avocațiale domnului Tomac, dar probabil că dacă un congres ar fi dat un mandat expres pentru alianță, probabil că situația era diferită. Amintiți-vă, de exemplu, că acum 4 ani, că Tomac vorbește de Ciolacu. Deci nu vorbește de USR. Acum 4 ani de zile, la un moment dat, după ce a apărut vidul de putere la USR, n-aveau președinte. Și se gândeau să-l aducă pe Nicușor Dan, să-l pună președinte o zi, să semneze listele și după aia Nicușor Dan să devină independent. Bun. Nu s-a întâmplat acest lucru datorită faptului că acolo, mă rog, exista o anumită construcție statutară, comandatarea cuiva să semneze listele și nu exista o contestare a procedurii. Că procedura unui partid e necontencioasă. Dacă noi patru facem un partid, da? Și stabilim că domnul Herjuie e președinte și depunem la tribunal și nu contestă nimeni. Chiar și în ipoteza în care nu s-a înregistrat încă, nu există nicio contestație în procedura administrativă. Simplu fapt că ai depus. Biroul electoral central le vede altfel. În momentul de față, acolo este un litigiu, un litigiu destul de serios pe povestea asta. Dar eu vă spun că ei au jucat-o imagistic. În București și-au dorit foarte mult să-l ajute pe Nicușor Dan, să arate că ei sunt prigoniți de toată lumea, da? Deci ei practic au ignorat prevederile legii, pentru că, după cum vedeți, argumentul lor este Ciolacu în 2020. Că dacă argumentul era altul, domne, mergem, da? Ei se leagă de Ciolacu. Dar e un argument, sigur, total eronat și fals, pentru că atunci discutam, într-adevăr, discutam de alegerile locale. Când listele de candidați le semnează președintele de filială județeană, nu președintele PSD Național.
Că discutam de alegeri locale, de cu totul altă situație. Păi dacă în 2020 nici nu a fost alegeri europarlamentare, cum spunea domnul Tomar. Bun. În situația dată, că asta am completat, este vorba de o alianță națională care desemnează candidații la europarlamentare. Acolo e marea problemă. Ori acum ei sunt, domnul Tomac este supărat pe decizia 7 judecători. Văd că îmbracă haina asta de victimă pe care o poartă și USR-ul când anumite instituții ale statului sau judecători arată că se încalcă legea. Ei, dintr-o dată, sunt victime. Ei nu mai respectă deciziile când judecătorilor. Deciziile sunt contrare intereselor, păi, dar nu poți să fii, păi nu poți să fii victimă. Nu te poți, nu poți poza în victimă atunci când instituțiile statului îți arată că nu ai dreptate. Ba, vedeți bine că se poate. Eu mi-amintesc 2016, an fatal, da? Când au început împotriva lui Orban. Orban pasul lateral. Împotriva lui Blaga. Blaga pasul lateral. Motreanu pas lateral. Scutaru pas lateral. Toți au stat în afară. Am dat doar 4. Toți au stat în afară politicii minim 3 ani de zile. Toți ajunși în instanță au fost achitați. Toți, da? Nu ne-am dus la Bruxelles să-i spunem tanti Ursula, nenea, așa mai departe. Uite ce ne face DNA-ul. Justiția nu e bună. Da, justiția nu e bună. La ea a apărut o problemă, s-a început urmărirea penală împotriva lui Voiculescu. Asta, gata, scrisoare la Clotilde Armand. Nu știu ce a făcut instanța de judecată. Domne, au schimbat judecătorul ca să mă condamne, să nu știu mai ce. Deci orice îi face... Schimbat procurorii ca să semneze cineva... Orice îi face, la ăștia e o problemă, da? Probabil că procurorul sau cineva de la PNL sau PSD a semnat dispozițiile alea pe care s-a constatat problema de integritate. Probabil că la Brașov s-a dat gratuit spațiul respectiv către vicepremărița lor, tot așa, incitată de PSD sau PNL. Probabil că primarul din Bacău a dat un apartament unei useriste fără să treacă prin Consiliul Local, că l-a pus PSD-ul sau PNL-ul. Adică eu sunt convins că pentru toate relele din lumea asta cu care se confruntă USR-ul și Eugen Tomac, devine PSD-ul și PNL-ul, da? Acum, să mă ierte Dumnezeu, nu pot să-l condamn pe reprezentantul PSD-ului în biroul electoral, care a ridicat o problemă, a fost vigilent. E o luptă politică. E luptă politică, e dreptul lui. Eu vă mai spun un lucru. Ei merg pe teoria că urmarea acestui scandal, mâine în alta curte de Casație de Justiție, ca să s-o amânate, le va admite calea de atac. Vreau să vă spun un lucru. Situația este extrem de periculoasă. 7 judecători în alte curți, dintre care 3 de la contencios, da? Au luat decizia respectivă, da? Deci, practic, mine la alta curte vom fi într-o situație în care colegilor vor trebui să verifice o decizie și mai mult, admițând că în alta curte ar vrea să rezolve această situație, în alta curte ar trebui să intre peste competența unei alte instanțe, instanța care e investită să soluționeze aceste modificări statutare și legea lui Tomac. Chiar dacă instanța curte, instanță superioară, nu poate intra peste judecătoria Cernavodă, de exemplu, care e o judecătorie cu 3 nivele mai jos, pentru că competența materială a instanțelor e cea care este. Deci eu am mari dubii că în alta curte mâine poate întoarce această decizie. Radu, înainte de povestea cu Dreapta Unită, vreau să doar să mă întorc puțin la ce spunea domnul Fenechiu, apropo de atuul acestei coaliții și anume stabilitatea, care ar cântări mult în ochii românilor, pe care astfel ar da mai degrabă vot unui candidat gvasi necunoscut. Stai că nu s-a particularizat, domnul Fenic, eu am spus la oricare, modul general. Nu, din variantele vehiculate și cum nu va fi nici de acolo. Argumentul ăsta e valabil în toată țara, nu pentru... Sigur că da, dar nu vor avea în toată țara candidați, de exemplu la Timișoara vor avea un candidat, vor avea pe Robul la primăria... E altceva. Nu, vreau să spun că, da, eu sunt pentru stabilitate. Eu am mai dat un vot pentru stabilitate în 2012. Și s-a ales praful de el. Și tot partidele dumneavoastră au mers împreună și au cerut votul în numele acestei stabilități. Deci, să știți că nu toți au memorie. Adică s-ar putea să fie mai mulți care să-și aducă aminte de lucrurile. Dar de data aceasta, din 2021 încoace... Chiar s-a văzut această stabilitate. Și atunci s-a văzut. Păi nu, dar nu s-a văzut atât. S-a văzut în 2000, atunci s-a văzut pe fondul, sigur, atunci există un dușman comun. Cât credeau că există, că va funcționa această coaliție, că vom ajunge să avem și rotația la funcția de premier? Aia într-adevăr a fost o surpriză pentru mulți. Nu, dar vreau să vă spun, adică nu e un atu, dar nu va funcționa, adică pentru toți, că mulți vor fi, spune, ok, iară se vor vedea cu saci în căruță după 6 luni se vor certa. Și o să rămânem cu un parlament extrem de divizat. Dar fi putut să se certe până acum.
că au deja doi ani și... Mai ales că vin alegerile... Încă o dată, nici cu, Antonescu cu Ponta nu s-au certat în primii doi ani. După doi ani, deci după ce s-au văzut cu Saci în căruță s-au certat. După ce Băsescu n-a mai fost o amenințare pentru nimeni. Nu, s-au certat. Atunci, fiind vorba de decalarea alegerilor prezidențiale, a fost o presiune pe Ponta ca să candideze la președinție. Ponta n-a gestionat corespunzător, în opinia mea. S-au certat. Bun. S-au certat, s-a dus o construcție care, atenție, spre deosebire de această coaliție, care a fost făcută destul de rapid, USL-ul a fost pritocit multe luni. Adică s-a discutat foarte mult la detalii. Și era o coaliție și împotriva ceva. Împotriva ceva. Și acum, teoretic, din ce spune domnul Fenechiu, și să știi că foarte multă lume așa o și privește, ca o alianță împotriva extremismului. Și acum, în locul lui Băsescu, care era tot un fel de extremist, în locul lui Băsescu acum este... Nu e la putere. Da, dar s-ar putea ca dacă acest extremism în alegerile parlamentare să aibă un rezultat mult mai slab decât ne este teamă nouă acum, deci să aibă undeva la 10-15%, nu prea va mai merge acest argument, că noi luptăm cu... Adică alegeți-ne pe noi că... Alegerile se vor fi întâmplat. E adevărat, dar vor avea... Din acel moment se vor putea certa. Revenind la domnul Tomac. Încă o dată, eu sunt pentru stabilitate și consider că România are nevoie de 4 ani de un guvern stabil și de o majoritate stabilă în Parlament. Chiar cred că are nevoie, în sfârșit. După 30 de ani în care acest lucru nu prea s-a întâmplat. Revenim la domnul Tomac. Asta, bine, domnul Tomac a învățat de la mentorul său politic cum e cu victimizarea. Adică dacă nici Băsescu n-a știut să se victimizeze de când a ajuns primar general până a plecat până acum, că și acum când mai vorbește tot e o victimă. Deci domnul Tomac a învățat foarte bine. Mie îmi pare rău, amatorismul ăsta în care, vai, surpriză! Ne-au respins, deși încă o dată lucrurile sunt clare, adică prevederile legale sunt foarte clare. Faptul că Ciolacu a făcut nu știu când, nu știu ce, ce legătură are? Cu ce? Adică de asta au dat cei 7 judecători acum o decizie favorabilă pentru că acum 4 ani Ciolacu ar fi făcut sau nu ar fi făcut nu știu ce? Deci genul ăsta contorsionarea adevărului doar pentru autovictimizare, mie mi se pare sincer... Nu mă surprinde la PMP, absolut deloc. Mă surprinde puțin la USR. Păi, ei au avut voce chiar mult mai puternică. Pentru că USR-ul... Uite, dacă de lașitate și dispreț față de voința românilor. Să nu uităm câte ironii, cât mișto acuz la adresa PSD-ului când se victimiza, când era condus de Dragnea și se victimiza că justiția... Că... Să nu uităm. Deci USR-ul era campion. L-a făcut mișto de PSD. De uite cum se victimizează PSD-ul. Și acum să fii în aceeași poziție fără să ai așa un pic de jenă. Adică asta mie mi se pare plus că, încă o dată, iarăși eu am înțeles că aceste, mai ales USR-ul, are profesioniști, ultra-profesioniști. Nimeni nu l-a tras pe Drulă și a spus, mă, Drulă, mă, stai că noi ne ducem acolo, dar ne facem de rușine. Că uite, nu se poate, că Tomac nu reprezintă partidul. Nu-l reprezintă în acte. Că un congres i-a dat lui Diaconescu, un alt congres i-a dat lui Tomac. Până instanța nu spune care dintre cele două congrese a avut dreptate, deocamdată Diaconescu e în acte. Adică e o realitate. N-a făcut-o nici Ciolacu, n-a făcut-o nimeni, n-au făcut-o nici judecătorii, n-au făcut-o nici serviciile secrete, n-a făcut-o nimeni. Spune așa, statului mafiot patronat de Klaus Iohannis este frică de Dreapta Unită. Da, încă o dată, e o victimizare demagogică și populistă care, repet, la electoratul PMP va prinde, la electoratul Orban, care și Orban este o victimă, va prinde. Nu știu dacă va prinde chiar la USR. Totuși, votanții USR, încă o dată, poate Drulă l-a uitat, dar poate nu toți votanții USR au uitat cum făceau, cum râdeau de PSD în poziția în care era atunci de victimă a statului paralel. Bine, ne mai oprim pentru o scurtă pauză de publicitate și revenim în câteva minute. Am revenit în direct la dezbaterile Metropolei alături de senatorul PNL Daniel Fenechiu, de deputatul PSD Lucian Lungoci și de analistul politic Radu Herjeu. Radu, mă întorc la tine, la primul subiect pe care, de fapt al doilea subiect pe care l-am abordat, cel cu această epopee a candidaturilor de București, și spune-ne și care este analiza ta. Cât de bine crezi că face asta alianța, această
amânare... Sigur nu face bine. Pentru că oamenii se vă întreabă bine, voi n-ați fost în stare să decideți, să vă decideți pe un om. Și v-au trebuit atâtea întâlniri peste întâlniri și sondaje peste sondaje și discuții și, mă rog, discuții în partide pe care nu le știm. Că nu toate apar în spațiu public. Și o să fie când va trebui să negociați între voi lucruri mult mai importante, politici, financiare, habar n-am, adică lucruri ceva mai care vor schimba nu, România în următorii 4 ani. Deci nu e bine, chiar nu e bine. Iar faptul că niciunul dintre partide nu a avut o personalitate, n-a găsit o personalitate pe care să o accepte votanții celuilalt partid, iarăși spune foarte multe. Pentru că asta înseamnă că există o oarecare incompatibilitate între electoratele celor două partide în pofida dorinței lor, a liderilor de partid, de a se înțelege. Înseamnă că acele antipatii istorice între PSD și PNL n-au dispărut complet din rândul electoratelor lor. Și asta s-ar putea, combinat și cu prezența lui Piedone în alegeri, s-ar putea să ducă la unele surprize la vot. S-ar putea ca, indiferent de cine va fi candidatul, încă o dată domnul Cârstoiu este o persoană deosebită, bănuiesc, și se pricepe la ceea ce face, în afară de faptul că nu are notorietate aproape deloc în București. La medicină se pricepe. La medicină, da. Păi la ceea ce face, adică la medicină, că deocamdată nu face altceva. Mă rog, conduce un spital. Și asta, din punct de vedere administrativ, și ar putea să fie și un foarte bun primar, habar n-am. Adică n-am de unde să știu până nu... Dar unul nu are notorietate aproape deloc și mai sunt 2 luni. Nu poți să construiești... Eu vorbesc ca un de imagine. Nu poți să construiești notorietate în 2 luni. Plus, va fi receptat, eu așa cred, ca fiind străin și de PSD și de PNL, deci niciun electorat nu se va identifica cu acest nou candidat și nu va avea un motiv afectiv de a-l vota. Adică, bun, mi-l propune alianța. Da, dar n-are treabă cu alianța. Nu, adică... e cumva o fractură logică. Deci, spune, domnule, motivul pentru care apelăm la un independent este că niciunul dintre candidații de partid care, slavă Domnului, erau pregătiți, cunoscuți, în cazul PSD-ului s-a antrenat, să zic așa, de 4 ani, da? Deci fiecare dintre ei avea probleme în a capacita electoratul celuilalt partid, bazinul electoral al celui partid. Ok, deci dacă aveam această problemă și avem nevoie de un independent care teoretic ar putea să armonizeze, păi atunci noi de ce mergem în continuare tot împreună și listele de consilii locale și de consiliul general pentru că și acolo, primarii de acolo sectoare? Acolo vot politic. Contează mai puțin, deci, persoane. La consiliul local și general, eu, de exemplu, sincer să fiu, foarte rar am știut cine sunt consilierii de pe lista respectivă. Știam 1-2, am votat lista pentru acel 1-2, restul nu știam cine. Am constatat după aceea dacă avea vreo minimă activitate în cei 4 ani de mandat. Deci acolo e diferit. Problema mea e că, încă o dată, acest candidat, eu așa cred, nu va fi receptat ca fiind candidatul lor, nici de socialdemocrați, votanți vorbesc acum, nici de liberali. Și s-ar putea ca voturile lor ori să stea acasă, ori să meargă în direcția altor candidați pe care îi vor recepta mai apropiați de ei. În cazul PNL-ului, de exemplu, s-ar putea ca o parte dintre votanți să se ducă spre Nicușor Dan, deși normal nu l-ar mai fi votat, iar votanții PSD, o parte, cred că importantă, se va duce către Piedone și dacă scenariul domnului deputat nu se va confirma și Gabriela Firea va decide să candideze independent, se vor duce către Gabriela Firea. Deci sunt o mulțime de necunoscute pe care eu, sincer, din afară, n-am fost la întâlnirile liderilor, eu n-am văzut să fie discutate. De exemplu, la întâlnirea de azi nu au fost președinții organizațiilor de București. A fost o întâlnire numai în liderii... Adică așa sună, încă o dată, sună foarte frumos. Cele două partide au zis, domnule, nu, nici de la noi, nici de la voi, luăm un independent, un profesionist, un om impecabil din punct de vedere profesional în domeniul său și îl propunem electoratului care o să-l voteze pentru că își dorește o schimbare la Nicușor Dan. Da, dacă ar fi candidat doar omul din partea alianței și Nicușor, da, sunt convins că ar fi câștigat domnul Cârstoiu. Ecuația e mult mai complicată. Mult mai complicată, iar Piedone o face în acest moment extrem de complicată și extrem de dificil de prevăzut o victorie a unui candidat de această natură a celor doi. Domnule Lungaș, de ce
credeți că nu este folosită această logică și la primăriile de sector? Ok, la consilii votă listă, da? Dar primarii de sector sunt tot oameni pe care lumea îi cunoaște, da? Avem trei sectoare unde nu avem nici PNL, nici PSD și s-a decis să mergem pe candidat comun, care va fi de data asta membru de partid. Înțeleg că nu cred că se va mai găsi cât o soluție miraculoasă independentă pentru fiecare dintre cele trei sectoare. Nu știu dacă va fi nevoie de independență la sectoare acolo, dar ceea ce știm și s-a discutat pe cifre, și cei de la PNL și noi de la PSD am făcut sondaj cu candidat comun, noi de la PSD, colegii de coaliție, candidat comun de la PNL. Și am observat foarte clar din aceste sondaje, atât noi cât și colegii de coaliție, candidatul nostru nu era votat de electoratul PNL, candidatul dânșilor nu era votat de electoratul nostru de la PSD. O dată. Doi. Și vă demonstrez încă o dată câtă dorință în această coaliție, alianță să funcționeze. Faptul că cele două partide, când discută de candidatul la cea mai mare primărie și nu știu, o candidatură, o poziție cheie până la urmă, este deținătorul celui mai mare număr de voturi din țară până la urmă, fac această concesie, compromis până la urmă. Cedez la candidat propriu ca să vin cu un candidat care nu are legătură cu partidul, cu organizația. Așa cum a spus, e clar că există această dorință mare ca această coaliție să funcționeze în continuare. Acum ce va fi... Dar e mai mare decât dorința de a câștiga primăria capitalei? Ei, trebuie combinate. Ei, trebuie combinate. Este al naibii de dificil să găsești calea perfectă. E al naibii de dificil în situația dată. Eu am... Nu am convingerea, speranța că bazinele sau alegătorii celor două partide în situația dată, așa dacă ne uităm pe un sondaj de opinie făcut pentru alegerile europarlamentare, unde mergem cu o listă comună. Și acolo am văzut un rezultat de 40, să nu greșesc, 40% pe candidații comuni. La început. Pe București era 48%. 40%. Hai, nu îi punem 48%. 40%. Eu cred că dacă acel sondaj pe lista comună de europarlamentare ne arăta la București PSD plus PNL, PNL plus PSD, 48%, eu am toată speranța că și un candidat din acesta, așa cum spuneți dumneavoastră, vasi necunoscut, dar girat de aceste două partide, va avea cel puțin 40%. Mă rog, speranța moare ultima sau penultima. E o chestie foarte importantă, greu de înțeles. Eu înțeleg frustrarea și a Gabrielei Firea și a lui Burdujeanu. Pentru că, indiscutabil, luați individual, ei sunt cele mai bune soluții din cele două partide. Corect. Nu se discută. Deci PSD-ul nu are un candidat bun ca Firea. Noi nu avem Firea avea și pe cifre. Noi nu avem candidat bun. Nu, și Burduja. Se dusese spre 20. Firea era la 30. Contează mai puțin aspectul ăsta. Dar e o altă problemă. Gândiți-vă că din 90 încoace, da, politica în România s-a făcut pe... Noi înjuram PSD-ul, ei ne înjurau pe noi. Numai departe de acum 4 ani de zile, noi l-am susținut pe Nicușor Dan și am demonizat-o pe Firea. E foarte greu să vii azi la electoratul PNL să-i spui, bă, frate, acum 4 ani Firea era dracu și acum e bună. Și între timp a devenit bună. La fel cum e greu să-i spui PSD-istului, bă, Burduja a fost nici pe care l-a susținut pe Nicușor Dan, da? Era dracu acum 4 ani de zile și acum toată a devenit bun. Și atunci decizia lui a fost următoarea. Chiar dacă ei sunt cei mai buni pe individual, cum niciunul din ei nu iese din cifre că va câștiga, hai să încercăm să venim cu o persoană acceptată. Ce înseamnă acceptată? Înseamnă cineva care nu e lider nici la PNL, nici la PSD. Dar nefiind lider la niciun cele două partide, nu-l urăște. Nu există votul negativ al electoratului celălalt partid. Pentru că în momentul în care tu vii cu un candidat politic care a fost demonizat în urmă cu 4 ani de zile, tot votul contra e cât se poate de clar că la candidatul PNL votul contra de la PSD se va duce la piedone, la candidatul PSD votul contra de la candidatul liberal se duce la Nicușor Dan. Ei, în momentul în care vii cu un alt candidat, da, care n-a participat în toată zona asta și vii și spui, bă, frate, soluția noastră pentru stabilitate e omul ăsta, da? Nu e legat nici de noi, nici de voi. Nu e nici social-democrat, nu e nici liberal. Mai mult, a fost și, nu știu, Neșin de Băsescu, da? Ca să aduc o pată de culoare.
Dacă voi aveți încredere în ideea care vă propunem noi, ca idee de stabilitate, hai să-l votăm pe omul ăsta. Fără discuție, este și un pariu. Dar e un pariu în care poți câștiga. Nici cu Firea, nici cu Burduja nu câștigai. Da? Dar dacă candidau și Firea și Burduja. Nu câștigai cu niciunul din doi. Toate cifrele spuneau povestea asta. Mai mult, a fost și o situație legată de faptul că deci pentru Firea s-a căutat o soluție în PSD, pe care eu din PNL am văzut-o, da? În momentul în care Piedone a declarat clar, mă bat și cu doamna Firea, e prietena mea, o respect, nu o să mă înjur cu dânsa, o să vezi frumos de ea, dar eu nu retrag, mă bat, da? Și Piedone intra în bazinul lui Firea. Deci era o situație în care bazinul ăla se împărțea. Și asta nu făcea nimic altceva decât îl propulsa în fața pe Nicușor Dan. Piedone a apărut în propoziție mult după ce s-au deschis discuțiile despre candidatura la București. Poate că dacă erau lucrurile setate de vreme... Să vă spun un lucru. Piedone a ieșit în discuție public. Dumneavoastră, nu vă imaginați că la nivelul coaliției nu se știa povestea cu Piedone. Ea a fost favorizată de o anumită, mă rog, lentoare a evoluției identificării candidatului, care a fost percepută ca nehotărâre. Însă vreau să vă spun un lucru. Domnul Piedone a ieșit astăzi cu o declarație în care ne-a recomandat să luăm Dulcolax sau ceva în genul respectiv. Deci a ajuns să depășească o anumită limită a unei comunicări politice pe care trebuie să o facă un candidat la funcția de primar. Adică de unde zile întregi a fost extrem de ponderat, extrem de civilizat. N-a vorbit rău de nimeni. Burduja e bun să peste 4 ani trebuie să se mai pregătească. Firea este prietena lui și a fost un primar bun. Nu știu mai cine, nu știu cum este, da? Acum, dintr-o dată, în momentul când a văzut că... Eu vă spun că decizia de astăzi, care, mă rog, nu convinge multă lume, e o decizie care a început să dea de gândit. Pentru că, repet, e foarte greu să vii astăzi să ai vot negativ la Cârstoiu. Deci dacă Cârstoiu reușește să comunice și are două partide puternice în spate, două partide care spun, domne, vrem să facem... Asta vrem să facem în București. Da, astăzi sunteți adeptul ideii că acest vot va fi eminamente politic? Eu, primarul general a capitalului? Eu cred că va avea o componentă majoră politică. Pentru că domnul Cârstoiu nu are niciun și proiect. Și mai cred ceva. Domnul Cârstoiu e vehiculat de cel puțin două luni de zile, dacă urmăriți, de cel puțin două luni de zile a fost adus în discuție posibilitatea candidatului. Da, asta nu înseamnă că el s-a și bun, acum, manifestat ca acum atare. Vreau să spun un lucru. Alternativa la domnul Cârstoiu era un arhitect foarte cunoscut, domnul Florescu, care făcuse puzurile Bucureștiului și care în materie... Domnul Ferenchi, iertați-mă, cunoscut de cine? Nu de cetățenii Bucureștiului. Nu. Păi nu, dar ei votează. Eu sunt perfect de acord cu dumneavoastră, dar o să vedem pe 10 iunie, da, când se numără voturile, dacă coaliția a avut să mă dreptate. Dar întrebarea mea, iertați-mă, bun, dacă a avut dreptate, ok, scăpăm de Nicușor Dan. Dar dacă n-a avut dreptate? Și dacă acest candidat al dumneavoastră va ieși pe locul 3 sau 4, cine își asume acest eșec din cele două partide? Și 2, cum veți mai convinge populația în toamnă să vă mai voteze? Păi o să vă spun un lucru care pentru dumneavoastră nu e un secret. Cheia de decriptare a alegerilor din 9 iunie este o cheie ușurel mai complexă. Pentru că prioritățile desemnării candidatului pe București și modului cum se facă campania în București au avut mai multe linii generale. Pe de o parte, ai o listă comună. A pune doi candidați care să se canibalizeze pe alegerile locale când ai o listă comună la europarlamentare era o problemă dificilă. Motiv pentru care ideea să armonizeze anumite lucruri acolo unde există aceste lucruri era extrem de importantă. Pentru că tu trebuie să convingi românii că indiferent de probleme vei fi în stare să guvernezi și exact ce ați întrebat 4 ani de zile să nu te rupi de la orice chestiune, să dai dovadă de anduranță acestei colaborări. Da? Bun. Din punctul ăsta de vedere și Ciucă și Ciolacu, da, trebuie să fie garanția acestui lucru. Ca să fie garanția, trebuie să fie cu cele mai bune soluții. Dacă lista de la europarlamentare va merge bine și la nivel național și la nivel de București, dacă la primării, da, o să meargă bine candidații care îi propunem, dacă la consiliurile locale și respectiv Consiliul General al București scorul va fi foarte bun, da,
vedem ce va fi la capitală. Da, poate dracu, poate pierdem capitala. Dacă o să avem Consiliul General, o să avem toți primarii de sector, da? Dar avem alianța păstrată, sudată. Ok, s-a putut întâmpla. Știți, deși eu cred... PSD mai are o experiență de genul ăsta când avea tot în București, mai puțin primarul general. Și n-a fost bine pentru nimeni, sigur că da, domnule Ferichiu, vă mai dau un scenariu. Să presupunem că ce spunea domnul deputat nu se îndeplinește și Gabriela Firea va decide să intre în curs. Sigur. Și Gabriela Firea se va situa înaintea, nu spun pe ce loc, dar înaintea candidatului dumneavoastră. Cum veți justifica faptul că n-ați ales-o pe Gabriela Firea pe ideea că pierde pentru că nu va obține voturile PNL, când ea va obține mai singură, pe persoană fizică, va obține mai mult, e un scenariu, va obține mai multe voturi decât candidatul acestei alianțe care, repet, teoretic, are 40%. Din gura mea nu o să auziți vreun atac la Gabriela Firea. Pentru că eu și astăzi consider că pe candidat separat, PSD-ul nu are candidat în Gabriela Firea. Nu, de acord, da, însă dacă toate sondajele spun că Gabriela Firea nu câștigi, nu. Vii cu un independent pe care vrei să-l crești să câștigi. Eu înțeleg perfect decizia dumneavoastră. Deci e o decizie de real politic. Eu am înțeles-o foarte bine. Radu, nu, adică nu, nu... Radu, numai o secundă. Dar aveți un sondaj care vă spune că doctorul Cristoiu câștigă? Avem niște sondaje care ne vorbesc despre gradul de încredere al lui Cristoiu, despre notorietatea lui și care au fost interpretate în ceea ce privește posibilitatea de a crește și de a obține voturi. Deci, este o decizie bazată pe cercetări sociologice. Dar vin și mă întreb, dacă tot vă asumați acest lucru și luați în considerare fatalitatea, domnule, câștigăm peste tot și aici pierdem. Da. Pierderi, de ce n-am pierdut cu Firea? Exact. Pentru că era clar că pierdem. De ce n-am pierdut fiecare pe mâna cu noastră? Cu Firea luam un scor cert, da? 30-30 un pic, un de era clar că pierdeam. Dar urma o campanie. Bun. Și dacă domnul Cristoiu luați 15%? E exclus. Domnul Cristoiu se va bate la primăria capitalei și eu vă spun... Bun, acum eu vă întreb așa, și dacă Cristoiu va câștiga și tot cei care o să dune piedone și așa mai departe, ce se va întâmpla? Păi da, cred că Ciolacu și Ciucă o să rămână acolo încă 20 de ani de acum încolo, că au dovedit... Nu, că în politică nu face statuie. Nu, sigur în politică nu. Ai trecut una, vin prezidențială... Nu, dar, în primul rând, victoria unui independent de politică aduce în discuție alte lucruri. Și alte, care ar trebui analizate pe viitor. Deci ar fi, va fi o schimbare, totuși, de paradigmă în... ceea ce înseamnă desemnarea candidaților. Desemnarea candidaților. Deci veți avea alte probleme după aceea să găsiți pe viitor candidați. Să știți un lucru, nu sunt foarte convins. Da, aveți dreptate. În momentul de față și lista de europarlamentare ți-o deschide o persoană care nu este legată de politică din aceleași considerente. Da, cap de listă la lista de europarlamentare este o persoană care are un background foarte bun, vine din diplomație, este șefa misiunii europene la București, deci din punctul ăsta... Asta în afară faptului că a rezolvat problema că pe cine punem primul, liberal sau PSD-ist, dar are vreun alt avantaj? Nu cred că o să voteze prea mulți oameni pentru că pe locul întâi e doamna. Să știți că probabil că această desemnare a prefațat soluția pentru București. Pentru că eu vreau să vă spun de exemplu, discutând inclusiv cu colegi PSD-iști, da? Și dacă puneam pe Adina Vălean în cap de listă, nu era o mare problemă. Pentru că Adina Vălean nu mai este percepută astăzi ca un taliban PNL, care să nu știu mai ce. E percepută că a fost comisar european, persoana care e trăimat de acolo. Dar dacă la nivelul coaliției s-a apreciat, domne, hai să dăm un semnal, că aducem oameni din zona asta, da? Special pentru a nu talibaniza, pentru a permite omului să vadă voința noastră de a ne înțelege, e un pariu pe care Ciucă și Ciolacu l-au făcut cu partidul lor și cu electoratele lor. Acum, eu vreau să spun un lucru. Cu siguranță, cei care au luat această decizie și o asumă în măsură mai mare decât mine și domnul deputat, da? Cât se poate de evident. Deși, consecințele le suportă amândoi. Corect. Adică aici e o chestie. Haideți că discutam de candidatul, de doamna care deschide lista de europarlamentare, doamna Chiriac, pe lângă faptul că este o persoană independentă de cele două, partide, dar nu trebuie de neglijat și cred că de fapt asta trebuie să menționăm, experiența pe care o are în ceea ce înseamnă Parlamentul European, Comisia Europeană. Deci, încă o dată, și acolo a fost o alegere bună. Perfect. Pentru și vreau să vă dau dreptate că după ce domnul doctor va câștiga primăria generală, regândim sistemul.
de candidați, pentru că, haideți să ne aducem aminte, cu PC s-a cățărat aurul până la un punct când a tot discutat de membri, de persoane care nu au făcut politică. Până când s-au desumflat, că au arătat de fapt că și-au luat tot felul de fugari sau excluși de la partide. Ok, deci trebuie să ne oprim pentru o nouă pauză de publicitate, dar revenind după aceea să vedem cum ar putea partidele care sunt baza sistemului să devină antisistem prin atragerea de candidați independenți, dar asta după publicitate. Revenit în direct alături de senatorul PNL Daniel Fenechiu, de deputatul PSD Lucian Lungon și de analistul politic Radu Herjiu. Radu, ai avut azi o postare a ta pe Facebook, urmarea informațiilor pe surse că va fi nominalizat doctorul Cârstoiu ca și candidat al Alianței, ai spus că Piedone desface șampania. Dar eu am văzut și alte puncte de vedere care sună, dumneavoastră, s-ar putea să fie primul film în care Piedone mănâncă bătaie la sfârșit. Să vedem. O să vedem. Eu cred că încă Piedone nu s-a lansat. O să vedem. Sigur că în varianta asta, candidatul domnului Cristoiu îl avantajează și pe Nicușor Dan foarte tare. Pentru că voturile nu va lua voturi de la Nicușor Dan. Deci nu va lua voturi de la Nicușor Dan. Poate să ia eventual voturile PSD-iste care s-ar fi dus către Piedone. Dacă vor reuși să convingă electoratul să-l voteze. Dar încă, eu sunt sceptic, dar n-ar fi prima dată când se întâmplă minuni. Asta e varianta cea mai favorabilă pentru Piedone? Mai bună decât dacă Alianța ar fi avut un candidat politic? Da. Dacă era Burduja, nu. Dacă era Firea, ar fi câștigat tot Nicușor Dan. Dar pentru că Firea, multe din voturile PSD s-ar fi dus către Firea, nu către, în niciun caz către Nicușor Dan, și nu s-ar fi dus nici către Piedone. Deci acolo Piedone ar fi avut șanse mai, sau risca mai mult să piardă decât în această variantă. În această variantă el trebuie să-l bată doar pe Nicușor. Deci el va avea o singură țintă în această campanie. Nicușor, cu tot respectul, nu va trebui să-și facă foarte multe griji în privința medicului, mai ales că nici nu prea poți să-l ataci. Cu ce să-l ataci? Omul n-a făcut nimic, adică nu poți ce, că n-a văruit în spital, adică nici n-ai cu ce să-l ataci. Nu poți să spui nimic rău de el, că nu, deocamdată n-a avut o astfel de funcție. Și atunci toate tunurile vor fi pe Nicușor Dan. Să vedem cum se combină lucrul ăsta cu faptul că domnul Cârstoiu nu va avea învergura pe care ar fi avut-o ceilalți candidați, posibili candidați politici, și cu antipatia față de Nicușor Dan. Încă o dată, e o ecuație cu foarte multe necunoscute. Cine spune care rezolvarea se laudă degeaba. Nu există o rezolvare în acest moment clară la tot ce se întâmplă, pentru că până acum nu știm, încă o dată, nu știm dacă Gabriela Firea va intra singură în competiție și deocamdată n-a fost niciun sondaj concret. Dom'le, între Nicușor Dan, Cârstoiu, Firea și Piedone, hai să vedem care-i topul. Sau nu intră Firea, Cârstoiu, Nicușor, dar când se va face primul sondaj, atunci vom putea, într-adevăr, să avem o oarecare idee. Primul sondaj pe care coaliția l-a avut în vedere, relevă faptul că Cârstoiu ar putea câștiga. De-aia a fost desemnat. Și eu vreau să vă mai spun că câteva nuanțe care sunt foarte importante. Prima nuanță este, nu știm ce face Firea. Dacă Firea joacă cu Alianța, eu vă spun că Piedone are o problemă. Da. Deci dacă Firea joacă cu Alianța, din capul locului Cârstoiu stă mult mai bine decât stătea înainte ca Firea să facă anunțul. Lucru numărul 2. Da? Primarii de sectoare, și aici mă refer la Negoiță, aici mă refer la Băluță, aici mă refer la Ciucu. Candidații la celelalte trei sectoare, din nou, sunt foarte importanți ca și mesajul pe care îl dau. Nu în ultimul rând, da? Piedone ridică niște probleme pentru foarte mulți bucureșteni, pe care noi suntem tentați să nu le vedem, da? O să ai Piedone pe 4, pe 6 buletine de vot. O să ai un Piedone la sectorul 5, la consul local și la primărie. Bara, nu-l cheamă Piedone, da. Cum îl cheamă? Nu știu, Popescu. Da. Păi, Popescu este Popescu, da? Da? Va fi bun, validat va fi, Piedone. Va fi familia Piedone pe 6 buletine. Îl ai pe Piedone la Primăria Mare, îl ai pe Piedone la Consiliul General, îl ai pe Piedone la... Când a fost asta o problemă în România? N-am spus că e o problemă în România, dar poate fi o problemă în București. Lucru numărul 2 la Piedone. Dosarul colectiv s-a închis printr-o soluție dată într-un recurs în casație.
pentru bucureșteanul foarte exigent, colectivul, înseamnă altceva decât înseamnă o decizie judecătorească. Pentru că cei care au fost fan Piedone, au fost fan Piedone și în momentul când Piedone a fost condamnat, ce putem să facă primarul? Da? Cei care merg pe alte variante vor spune decizia nu mă interesează. Și vor vota cu Nicu Șordan. N-am spus asta. Nu spun eu. Nu știu, aia poate. Va fi arma lui Nicu Șordan. Poate, aia va fi arma lui Nicu Șordan. Deci Piedone va intra într-un malaxor, da? În care poate să iasă bine, poate să nu iasă atât de bine. Dar, repet, cu firea, jucând cu coaliția, cu primarii de sectoare, să joace cu coaliția? Susținând candidatul și rămânând în echipă, da? Îi va fi greu lui Piedone. Iar Piedone n-a dat semne că ar juca cu firea. Pentru că mi-aduc aminte că cu 3 luni de zile sau 4 luni de zile, când au fost primele probleme legate de firea, da? Piedone a zis, domne, noi, PPUSL, o susținem pe firea, suntem în spatele ei. Eu, ca președinte, spun treaba asta. Păi, să-mi ierte Dumnezeu, peste 4 luni de zile vii și spui, ok, nu te mai susțin, Gabrielo, dar nu te înjur? Nu, stați un pic. Dar și candidez. Stați adică... un pic. Deci, hai să o luăm așa. Și asupra manierei de seriozitate politică e o problemă, da? Pe povestea asta. Și în ultimă instanță, și primarii de sectoare vor fi foarte interesați, da? Cine va fi primarul general al Capitalei? Repet, iar credeți-mă, să ai pe firea în spate, să-l ai pe Băluță, să-l ai pe Negoiță, să-l ai pe Ciucu, să ai ceilalți candidați, da? faci o echipă extrem de puternică. Pentru că, în ultimă instanță, bucureșteanul a început să cam înțeleagă că singurul primar general care și-a pus amprenta pe București, dar asta, singurul, a fost Băsescu. Singurul. Au mai făcut mici chestii, Videanu și respectiv Oprescu, dar mici. Băsescu a fost cel care, într-adevăr, bă, dărâmă în garajele. S-a apucat și le-a dărâmat. În rest, au fost viziuni numai asta. Păi, dar și Nicu Șordan și-a pus amprenta, dar în sensul negativ. Bun, ok. Ori, în momentul ăsta, bucureșteanul, în general, a înțeles că un om singur nu poate, da, să schimbe Bucureștiul decât în niște condiții. Da? O, să-mi dați exemplu Băsescu. N-avea număr de consilier, dați-mi consiliu, nebunii și alte lucruri. Asta joacă Piedone. Piedone joacă exact aceeași carte. Pentru cei care îl urmăresc. Cartea lui Băsescu. Domnule, eu sunt cel care mă bat cu sistemul, eu sunt cel care nu mă întorc, eu sunt cel care îl fac. Dar, repet, sunt personalități diferite și bucureșteanul între timp a început să înțeleagă alte lucruri. Bucureșteanul ce va vrea? Va vrea o soluție integrată care să rezolve niște probleme. Nu sunt foarte multe. Bucureștenii sunt foarte modești în așteptări. Dar culmea este că chiar vor să se întâmple. E o problemă de trafic, e o problemă de căldură, apă și o problemă de servicii. Da? În momentul în care vii cu niște oameni care au performat în zona asta, și l-ai pe Băluță, l-ai pe Negoiță, l-ai pe Ciucu, care vor fi garanții acestei chestiuni, eu cred, n-am de unde să știu, vă dați seama, că vei putea crea acel montaj care să convingă bucureștenii să voteze echipa asta. Eu recunosc, Radu, scuză-mă, eu recunosc că eu sunt plăcut surprins de idealismul domnului Fenechiu. Adică zici că nu e politician de atâția ani și pentru că are o viziune ușor idilică despre electorat, despre motivațiile acestuia, despre rațiunile pentru care faci. Domnul Fenechiu, dacă bucureștenii voiau ce spune dumneavoastră, nu-l votau pe Nicu Șordan în veci. Păi că ce era clar pentru oricine că acest domn nu e în stare să facă absolut nimic. N-aveau ce vota. Nu contează, nu vedeau la vot. Vedeți, deci... vedeți cum ne dați dreptate pentru că atunci au votat PNL și USR? Nu, atunci au votat pentru că domnul Nicu Șordan a fost împachetat foarte bine, de două partide, de PNL și din de USR. Timp foarte bine. Să nu uităm că dânsul a mai candidat de 25 de milioane de ori. Nu uitați că PNL și USR au obținut în Consiliul General 50%. Nicușarul a doar 30 ceva. Da. Deci asta înseamnă că n-am putut să-l ambalăm cât se poate de bine pe treaba asta. Cum mai fost unii care au scăpat din front, au dat cu firea sau apropo de acest idealism, deci bucureștenii, da, vor trafic, ei trebuie să și creadă că cel propus este capabil. Și dacă au crezut că Nicu Șordan este capabil, poate să creadă, înseamnă poate să creadă absolut. Bun, dar vă pun o altă întrebare. Nicu Șordan era o persoană cât de cât cunoscută. Fusese președintele USR-ului, înființase USB-USR-ul. Era candidat a treia oară. Da, era okay. Candidat... Dar spuneți-mi și mie, ce părere aveți de primarul Radu Mihai? Radu Mihail. Mihaiu. Nici azi nu auzise cineva de el? Păi nu, dar acolo a fost o conjunctură. Ce conjunctură? Păi dacă nu candida fostul primar...
Sigur, și mergeați cu Cristian. Nu, de vă spun. A candidat fostul nostru candidat la primărie, Cristian Popescu, da, care fără discuție, fost viceprimar, făcuse treabă, toate bune și frumoase. Deci l-ai luat? Îmi scap acum. Pe cine? Onțanu. Onțanu. A candidat Onțanu era în pușcărie. Nu, nu era în pușcărie, a candidat. Păi de asta s-a pierdut. Că și acolo a fost al dumneavoastră și l-a luat PSD-ul. Bun, repet, nu l-am luat PSD-ul, l-am dat noi afară. Bine, nu. No, stați puțin. L-ați dat afară și l-a luat PSD-ul. Nu l-am dat noi, l-a dat Orban afară. L-a dat Orban afară și l-a luat PSD-ul. Deci el se pregătise pentru candidatură și a fost dat poziția la USR. A fost dată ca să ne o dea lui, domnule, ce dorere mea. Voiam să dăm în altă direcție pe care am spus-o ceva mai devreme. Vi se pare că Radu Mihaiu era mai cunoscut decât doctorul Cârstoiu? Electoratul PSD nu l-a recunoscut pe datul afară de dumneavoastră ca fiind PSD-ist. De aceea n-a câștigat acolo. Nu. Voturile, dacă vă uitați pe voturi, Radu Mihaiu a reușit să ia voturile de dreapta. Eu vă mai spun un lucru. Poate că Cristi Popescu nu le-a luat pe toate voturile PSD-ului. Nu, că l-a încurcat un zonă. Dar Cristi Popescu a luat voturile la PNR. Că au fost oameni care l-au cunoscut și care în ciudatul lui candidat la PSD l-au votat pe el ca om. Pentru că se vede din mișcări. De eu vă spun, Radu Mihaiu era total necunoscut. Doctorul Cârstoiu, în momentul de față, este o somitate în notorietate, da? Dar Radu Mihaiu, deci eu care eram în politică de ani de zile, nu, e o somitate, dar nu are notorietate. Să cine? Doctorul Cârstoiu. În comparație cu... Da, față de Mihaiu e o lumină, într-adevăr. Super cunoscut, da? Și să știți un lucru, au mai fost situații de genul ăsta. Au mai fost situații în care au venit oameni care nu au avut notorietate. Vă pun o întrebare. Fritz la Timișoara avea vreo notorietate? Da, a venit pe același val. Bun. Ca și Colipan, avea vreo notorietate. Ca și cel de la Bacău. Nu, Viziteu, pe lângă faptul că este, mă rog, căsătorit cu o doamnă din Bacău și că avea, era senator de Bacău și era cât de cât, era deputat de Bacău. Și avea un anumit tip de cunoaștere, a venit pe un val că a avut în spate electoratul PNL. Noi l-am făcut primar. Da? Pentru că s-a întâmplat exact același lucru pe care vrem să facem în București. Adică vrem să credităm o persoană pe care o credem aptă să facă un anumit lucru cu ceea ce putem noi oferi politic, PSD-ul și PNL-ul, așezându-ne în spatele lui. Rămâne de văzut dacă ne iese sau nu ne iese. E o decizie luată de coaliție, luată din rațiunea eu care v-am spus care este. Am înțeles și rațiunea, nu știu dacă se putea face altfel. Păi nu se putea, pentru că fiecare competiție, da, care va fi pentru voturi, nu face altceva decât să fisureze această alianță. Dacă lași doi lideri plini de personalitate, să apuce să se, oricum vor exista derapaje, dacă lași să se înjure la nivel de București, e foarte greu ulterior să dai încrederea necesară că poți face o structură funcțională. Și atunci și Ciucă și Ciolacu au mers pe varianta, domne, putem face orice tip de sacrificiu, dar noi trebuie să construim alianța de așa manieră ca ea să fie aptă să meargă mai departe. Dar acest raționament era la fel de valabil și acum 2 luni. Corect. Și acum o săptămână și jumătate, când domnul Romașcanu a spus, domne, ne-am gândit noi mai bine, mergem separat. Păi nu, a fost necesară acea declarație. Aia a fost o declarație strict necesară, dintr-un motiv extrem de simplu. Întrucât mergeau greu cercetările sociologice și chiar nu exista certitudinea că va fi găsit cineva, adică te puteai trezi în situația în care să nu identifici pe cineva care să ia votul în ambele bazine. Da? Că a fost sondat și Lupescu și toate bune și frumoase. Da? Bun. Trebuia să dai ieșirea. Dom'le, dacă nu găsiți, ce faceți? Dom'le, dacă nu găsim, candidăm separat. În momentul respectiv s-a mai relaxat și Firea, s-a mai relaxat și Burduja, puțin Tel, lucrurile au mers mai departe și s-a ajuns la soluție. Hai să spunem pe aia bună, că teoria nu e să prostești lumea, teoria e să explici de ce o faci. Omul poate fi convins de argumentele tale sau nu. Ideea este să nu iei de prost. Adică tu exprimi, gândirea mea e asta. Te conving sau nu te conving, dar în niciun caz nu subestimezi inteligența. Nu ești de acord cu argumentele mele. Ok, buletinul de vot e în mâna ta. Dar eu așa gândesc. Eu gândesc că pentru a da încredere acestei alianțe, pentru a vă convinge că vrem să guvernăm 4 ani, să facem niște lucruri, trebuie să facem niște sacrificii. Iar unul din sacrificii este acela că dăm la o parte 2 lideri importanți, președinți de organizație, ca să venim cu cineva care să fie garantul faptului că oricine se pune în calea stabilității, va fi dat la o parte, pentru că lucrurile trebuie să meargă înainte. Asta este un mesaj nu obligatoriu subliminal, pentru că eu cred că, mă rog, este cât se poate de explicit, dar cred că trebuie și foarte bine explicat. Pe de altă parte, Burduja a spus, domnule, dacă e o decizie a partidului,
e cât se poate de firesc ca partidul să aibă un punct de vedere, eu pot avea un punct de vedere, că l-au întrebat, dumne, ai scris o carte, soluții pentru București, da? Asta înseamnă că te vedeai primar. Și Burgea zice, nu. Zice, dacă cel care va fi ales primar sau cei care intră în campanie vor citi cartea mea și vor dezbate soluțiile care le propun, dacă din soluțiile alea vor fi aplicate 2-3 și va fi bine pentru bucureșteni, eu cred că mi-am atins menirea și că am candidat și că am scris cartea. Sunt convins că și Gabi Firea gândește într-un mod asemănător. Poziția este mai complicată, datorită faptului că ea a fost primar, că poziția în PSD era cea care era, că exista un vot al municipiului în legătură cu ea, iar acolo, pe zona asta, au fost mai multe frustrări, pentru că ea a mai avut momente când a avut probleme cu conducerea centrală. Amintiți-vă că se plângea de Dragnea, că nu-i dădea bani și era partidul ei la putere, că se temeau că devine prea puternică. Adică acolo este și un melanj de chestiuni care îmbină elemente reale, elemente de analiză, elemente sentimentale, poate frustrări personale. Exagerări. Deci e un melanj extrem de serios. Eu, de exemplu, nu mi-aș putea permite să fac o analiză a acestei situații datorită faptului că o știu pe Gabi și mie simpatică, am o relație bună și cu cei cu care se presupune că ar fi într-o anumită situație și pentru că nu e treaba mea. Dar asta nu mă împiedică să nu spun niște lucruri pe care le cred. Eu și astăzi, repet, cred că pe linie de PSD, PSD-ul n-avea un canal mai bun ca ea. Dar toate sondajele spuneau că nu-l bate pe Nicușor Dan. Iar când a intrat și Piedone în joc, s-a închis meciul. Așa, asta e cheia în care înțeleg eu. Pe de altă parte, există și varianta să-i lași pe Amudei să candideze. Există bănuiala rezonabilă că meciul se va închide exact cu același rezultat și m-am spus, dacă Cârstoiu câștigă primăria capitalei, da? înseamnă că rațiunea pe care au avut-o în vedere liderii coaliției a fost o rațiune corectă și transmisă și înțeleasă de către alegători. Bun, dar să vă întreb așa, ok, cu primăria capitalei, da. Primărie de sector, bănuiesc că aici nu vă mai asumați pierderi colaterale și că vă propuneți chiar să le câștigați. Da. Și azi pe surse, nu știm, nu e anunț oficial, a apărut că la ședința de azi s-a stabilit la sectorul 1 să fie candidat PSD, la sectorul 2 PNL, iar la sectorul 5 ne spunea nimic. Până acum, aceleași surse spuneau că la sectorul 1 va fi PNL, pentru că acolo era și domnul Truță, care e liderul filialei și care înțelege că se manifestă deja ca și candidat. Era și domnul Burduja, despre care se mai vorbise înainte de situația asta ca și potențial candidat. Iar la 2 are PSD, 2 candidați deja anunțați, și pe domnul Popescu și pe domnul prefect Hopincă. Da? Acum văd că lucrurile s-au inversat. Iar la sectorul 5... Ce tot face? Pe surse. Domnul prefect e mutat la 5. El a fost și președinte la 5 și City Manager. City Manager a fost și este președintele PSD sector 5. Și acum, dacă ești președinte la 5 și ai fost City Manager acolo, parcă pe cal, pe logica aia dumneavoastră, mai bine să te duci acolo unde cunoști lucrurile, parcă. Unde și atunci, la sectorul 2, știu că PNL-ul are o rezoluție internă care spune că trebuie să candideze președintele de filială. Deci, mergeți cu doamna Anisie, dacă se confirmă varianta că sectorul 2 e la PNL. Așa cum domnul Celacu mâine trebuie să vorbească cu organizația PSD din București, cred că și domnul Ciucă mâine trebuie să vorbească cu organizația PNL din București. Da? Și probabil cu urmarea acelei discuții se va stabili care este candidatul. Acum, eu n-am o certitudine că ce a apărut în presă este riguros exact înțelegerea. Știu că s-a stabilit să fie candidați politici, să împartă sectoarele. Dar n-am apucat să vorbesc după ședință, să-mi confirme cineva într-o discuție directă aceste lucruri. Pe de altă parte, a apărut în mult prea multe surse de presă respectabile ca să am dubii că, în linii mari, informația este corectă. Deci sunt convins că cam așa stau lucrurile. Nu am certitudinea că e tocmai așa, 1, 2, 5, că asta este împărțeală. Și da, probabil că e mai lăsat un pic loc așa să se manifeste eventualii factori perturbatori, care mai pot nu apărea există. Mult. Atunci de ce n-a făcut anunțul de seara? Nu există factori perturbatori. Bănuiesc că după ce au închis sau au stabilit asupra capitalei, mă gândesc că urmează să termine analiza în cursul zilei de mâine și pe sectoare. Pentru că, repet, miza este extrem de serioasă și cred că nu e loc de orgolii. Nu cred că motivul a fost motivul ăla să iei capacul după oală ca să... Nu cred că este asta.
Știți ce se întâmplă? Miza alegerilor în acest an este mult prea mare pentru ca cineva, inclusiv cei nemulțumiți, să aibă o reacție disproporționată sau o reacție nepredictibilă. Deci chiar dacă există nemulțumiri, ele se vor manifesta în niște limite suportabile, poate cu mici excepții. Nu veți vedea manifestări care s-ar fi întâmplat acum 4 ani sau cu 8 ani de zile. Nu veți vedea. Pentru că toată lumea realizează că miza este extrem de mare. Iar scopul pentru care s-a constituit această alianță, da? Lăsând la o parte contextul internațional, războiul de la graniță și așa mai departe, da? Este acela de a asigura stabilitatea. Stabilitatea nu poți să o asiguri altfel decât obținând un număr cât mai bun de voturi la locale, cu primar, cu reprezentare, obținând un președinte pro-european care să susțină poziția României. Acolo deschidem altă discuție, să obții un rezultat la parlamentare foarte bun. Ok, trebuie să ne oprim pentru ultima pauză de publicitate. Revenim pentru finala emisiunii în câteva minute. Am revenit în direct pentru finalul emisiunii, însă înainte de a afla concluziile invitațiilor din platou, suntem în legătură directă cu colega mea, Dana Chiera, care se pregătește să intre de la ora 23 cu emisiunea Curat. Salut, Dana! Noi am comentat aici informații politice pe surse. Spune-ne tu cu ce vii, poate din altă zonă, sau nu? Aur, să știi că m-am uitat foarte atent la discuția asta pe care a avut-o cu cei doi parlamentari și cu Radu Herjeu. Foarte bună analiza lui Radu Herjeu, foarte, foarte bună. Îl salut, îl apreciez dintotdeauna. Dar eu am o problemă cu domnul Fenechiu, că e mai cunoscut ca parlamentar. Vreau să-i pun în brațe o problemă, că am văzut că, practic, împotriva lui Simion și-a luat toate armele posibile și imposibile. Adică de Simion se apără cu toate armele. Ține PSD-ul în brațe, se pupă cu PSD-ul, candidat comun cu PSD-ul, totul este la comun, înțeleg. Eu zic că Putin e mai tare un pic decât Simion, adică totuși mă gândesc. Și mă gândesc că în relație cu Putin nu prea facem nimic în țara asta. Și dau domnului parlamentar PNL, altfel un reputat avocat, domnului Fenechiu, îi pun în brațe o problemă pe care s-o pună și dânsul la rândul în brațe domnului general Ciucă, pentru că așa merg lucrurile în România, din mână-mână până unde trebuie să ajungă. Dar la nu știi care e problema, ca să rămânem șantier, să ne uităm la emisiunea ta, da? Da, dar la șantierul naval Mangalia Radu, oamenii vor intra în scurtă vreme în șomaj tehnic. Asta înseamnă că șantierul naval cu cel mai mari docuri din România, unde ar putea fi reparate de la un portavion până la nave mari de război, da, se poate închide. Olandezii pleacă de acolo, amenință în fiecare zi statul că pleacă. Nu mai sunt comenzi din aprilie încolo. Statul este acționar majoritar, iar cei 1500 de oameni se pregătesc să intre în șomaj tehnic. Asta înseamnă că ei nu vor putea trăi cu 1700 de ron pe lună și vor pleca spre alte meserii. Eu asta vreau să văd, dacă puterea actuală va găsi o soluție pentru o facilitate strategică pentru România. Repet, la Marea Neagră. Noi n-avem corvete, Radu, că din 2007 ne tot căznim, dar n-am reușit, s-a terminat cu corvetele. Avem câteva fregate, una peste alta, luate la mâna a doua de la englezi și ne apărăm cu... Sunt convinsă că domnul Fenechiu îl împinge în luptă pe domnul Ciucă. Problema este, nu cred că face față de unul singur. Nu cred că face față. Deci domnule Fenechiu, domnule avocat, spuneți-i dumneavoastră, domnului fost prim-ministru Ciucă, dânsul înțelege mai bine cum e cu armata și cu apărarea și cu lucrurile strategice, să rezolve cumva, să facă ceva pentru această facilitate strategică a României. Șantierul Mangalia, naval Mangalia, adică Diamond Shipyards, ca să zic așa, să nu se ducă la alt șantier, cine știe unde ajunge. Nu doar că o să-i spun, dar o să rog colegii ca săptămâna viitoare, când ministrul economiei va veni în plenul Senatului, ministrul economiei are în subordine și zona de industrie de apărare, să întrebe această problemă la domnul ministru și cu siguranță... Statul este acționar majoritar. Bun. Dana, îți mulțumim foarte mult. Te urmărim. Mulțumesc. Vedem ce argumente avem. Haideți, domnilor, să tragem concluziile acestei seri. A fost o mișcare, să spunem, ca la șah, gândită cu doi pași înainte, decizia de azi, domnule Lungoci.
Nu știu dacă a fost așa gândită cu 2, cu 3 pași înainte. Important este că decizia luată astăzi va face ca Bucureștiul să scape de Nicușor Dan și cele două partide, PSD și PNL, să-și impună un candidat și un viitor primar al Bucureștiului. Și să rămână și prieteni. Evident. Domnule Fenechi. Eu cred că principala rațiune a tuturor deciziilor care au fost luate și care multe au fost criticate a fost aceea de a da un semnal de soliditate a acestei construcții, în care s-au căutat acele soluții care reușesc să genereze unitate, nu să dezbine, s-au eliminat elementele care ar fi putut să genereze probleme de colaborare sau de campanie într-un an complicat, iar restul cred că sunt lucruri care pot fi depășite. Cred și eu, la fel ca și colegul meu de la PSD, că domnul doctor are în momentul de față două partide puternice în spate și cred că are o șansă reală să câștige capitala. Cred că vom câștiga aproape toate sectoarele, cel puțin 5, asta e părerea mea, și cred că acest model din București va fi urmat și în alte circumscripții electorale județene din țară, unde există lider vocal și posibilități de a se crea dezbinare, unde pe un anumit tip de înțelegere se va merge pe președintele Consiliului Județean de undeva, primar de altundeva, special pentru ca să nu se fisureze încrederea între liderii locali, regionali, județeni ai celor două partide. Radu, pentru ultimul minut, sună bine ce spune... Am zis, deci, domnul Fenechiu, dar foarte idealist. Pentru situația, totuși, deloc improbabilă în care nu se va obține rezultatul scontat, cât de grav va fi, cât de mare va fi decontul coaliției? În primul rând, va fi un decont pentru bucureșteni. Pentru că vor trebui să-l mai suporte 4 ani pe Nicușor Dan și de data asta pe un Nicușor Dan care va avea totuși un Consiliu General adversar. Deci vom avea o capitală blocată, cum am mai avut-o. Deci de două ori, sau dublă problemă, dacă candidatul alianței va pierde alegerile. Dacă va câștiga alegerile, toată lumea va fi fericită. Cei doi lideri vor fi considerați vizionari serioși și cu o capacitate de a lăsa deoparte, exact ce au spus domnii în această seară. Dar dacă vor pierde, toată lumea va considera asta... Și se va mai pune problema unei candidaturi comune la președinție? Nu, că te trezești iar cu piedone în ecuație, candidat la președinție. Joacă pe tot terenul piedone. Deci, iar încă o dată, dacă va pierde, va fi un semn de slăbiciune. Mulți oameni îl vor considera un semn de slăbiciune. Și în politică n-ai voie să te arăți slab, mai ales când urmează alte alegeri. Deci, pentru că oamenii... Asta au vrut întotdeauna în politică. Oameni care câștigă. Trebuie să ne oprim. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru participare în seara asta. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenția cu care sunt convins că ne-ați urmărit. Noi ne revedem mâine seară de la ora 21. Până atunci, toate cele bune.